acum să stați cu elicopterul deasupra, nu să sprijiniți suficient, în caz că el nu e atent. Dacă moare cineva acolo, da? Da. Doamne ferește, dacă noi dăm drumul, circulă mașină, să ia zăpada la vale. Ce facem? Domnul Tudor, să vă arăt o poză cu 15 metri de pereți de zăpadă. Lăsați, lăsați, e aceeași chestie care vă spune. Aia nu se topește niciodată. În următoarea perioadă vor fi efectuate mai multe lucrări pentru a curăța cel mai înalt drum din România. Vom interveni zilele următoare pe tot drumul să-l curățim, să înlăturăm și arocamentele, în speranța ca în 2 săptămâni de zile să ne putem pronunța asupra următorului pas, adică deschiderea. Comisia de la drumurile naționale a fost însoțită și de prefectul Gheorghe Paraschivu. Nu pot să mă pronunț acum din moment ce nu am toate informațiile. În momentul în care vom avea toate informațiile și după ce se vor demara lucrările, vom da un anunț în timp util. Drumul Regelui este construit la cea mai mare altitudine din țară, 2200 de metri. În momentul de față, din cauza zăpezii, se poate circula numai până la ieșirea din stațiunea Rânca, în apropiere de vârful Păpușa.